Bartoneanu și domnul Tăceanu. Motivat este în concediu. Da, da. M-a sunat așa de scurie. Da, da. Face la corectate și vreau să vă începe și vreau să vă începe. Să la spălătării le începe, să-i au văzut un primar să spune ceva. Bună ziua, mi-am revăzut la această ședință. Două lucruri vreau să subliniez astăzi. Unul este de un pic mai emoționat și am să vă aduc la cunoștință că la sfârșitul acestei luni doamna directoare economică Popu Maria iese la pensie. Cred că sunteți cu toții în asentimentul meu, în primul rând să-i mulțumim pentru întreaga activitate. Dumneia activează în primărie de 18 ani de zile. Și eu care am 16 ani de zile de când activez în primărie, vreau, pot să spun cu voce tare că activitatea dumneavoastră a fost o activitate foarte corectă, care a contribuit la bun mers a activității din primărie și din Consiliul Local. Nu este ușor să gestionezi un buget într-un oraș nu prea bogat, dar dumneavoastră a făcut-o cu un profesionalist, bineînțeles, conform hotărârilor Consiliului Local și a consilierilor și a proiectului de hotărâre. Dar, repet, nu este simplu, nu este ușor ca după o perioadă atât de lungă, primăria Bucuși să stea financiar foarte bine, în sensul că nu avem datorii, un excedent foarte mare. Au fost ani la rând în care am avut excedent. O perioadă în care s-au gestionat foarte bine fondurile, cu prudență. Și vreau să remarc acest lucru. Doamna directoare Popu este un om prudent, un profesionist prudent. Și asta cred că face foarte bine. A făcut bine primarilor care au fost și tuturor colaboratorilor din primărie. Sunteți în asentimentul meu, sper să-i mulțumim încă o dată pentru activitate, de asemenea să-i urăm multă sănătate în continuare, să aibă o pensie lungă, ușoară, senină, noi îmbrățișăm cu drag, îi să vă dăm gândurile frumoase și dorim toate cele bune, cred că merită și aplauzele noastre. Mulțumesc! Bineînțeles, acest document poate fi oricând, sigur va fi adăugit, completat. Poate chiar o să aveți și obiecțiuni asupra modului de întocmire, dar este ca un organism viu care tot timpul poate fi perfecționat. Rugămintea mea este și invitația mea din inimă este să participați la această festivitate. Vor fi prezenți reprezentanții ai președinției României, reprezentanții ai Parlamentului, dacă, așa cum mi-au zis, nu au treabă în perioada asta după moțiune și toate problemele care sunt la conducere. Deci din partea Parlamentului, din partea Prefecturii, probabil dacă astăzi am vorbit cu doamna Prefect, a spus dacă nu are o viitură pe la Slănic Moldova sau în altă parte,
sunt lucruri mai grave. De asemenea, din partea Consiliului Județean, va fi domnul președinte Prașoveanu, vor fi scriitori, vor fi academicieni, critici de artă, toți colaboratorii care au lucrat la întocmirea acestei lucrări și invitați din oraș, de la partea agenților economici, inclusiv de la fabrică, domnul Consiliu a fost, domnul Campano a confirmat, nu se putea, practic nu se putea, pentru că istoria acestui oraș se bazează, are la bază existența și funcționarea societății de copii cu uși. De asemenea, se vor rămâna pachete, diplome, câte predători, vor fi alocuțiuni din partea câtorva invitați. Estimăm că acest eveniment se va dura circa două ore, două ore și ceva, după care fac datoria de gazdă, toți domnii consilieri și doamnele consilieri și domnișoarele consilieri sunt, veți fi invitați la Cireșica la o masă, un festival. Concluzii. Să nu concluzii, da. Așa că vă așteptăm, vă așteptăm cu drag și rugămintea mea, dacă se poate, cu 5, 7, 8 minute mai devreme, acolo, în sală, o să ține de organizare, vrem să fim cât mai eficienți. În sală, Consiliul Local va avea o porțiune, iar pe fiecare scaun va scrie Consiliul Local, fiecare va ști unde să se așeze, pentru că avem invitați de la Iași, de la București, din diverse locuri și am încercat să ne organizăm ca totul să funcționeze cât mai bine. Sigur, vor fi sincope, dar cred că le vom depăși. Da. Ați luat parte de materiale, de hotărâri transmise. Vă supun aprobării urmea de zi de astăzi. Ce este pentru? Împotrivă? Absolut. Procesul verbal l-ați consultat al ședinței instalate de data trecută. Dacă aveți observat, de prinsă. Metin, cine este pentru, împotrivă, abținere. Punctul numărul 1, proiect de hotărâre, pentru modificarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Local numărul 62 din 14.7.2016, privind aprobarea componenței noului Consiliu de Administrație a Spitalului Șezbuș, inițiator prin orașul Șezbuș. Am înțeles că asta e datorată modificării componenței din partea DSP-ului. Observații? Cine este pentru, împotrivă, abținere. Unanimitate. Proiectul numărul 2, prin verificarea bugetului local orașului Buș, precum și verificarea programului de investiții a Consiliului Local Buș pe anul 2018, îți adăug primarul orașului Buș. Aștept de la dumneavoastră observații, propuneri, în comisii s-a discutat. Nefiind observații, la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Domnul Pătrocaru, abținere. Îi spune ședinței partid de motivul. Am spus. Proiectul hotărâre numărul 3. Privind coasnarea capacității de bine privată a locatenței bunului mobil trenului intragran suprafață supraală de 55 metri pătrați, situația în Buhu, strada Libertății, 197B, pe care se află clădirea cu număr cadastral 61362-1, în suprafață construite de 217 metri pătrați. Proprietatea numitului Stan Florin, însușuie documentați de evaluare și adormează cadastru, denotare în carte funciară, de publicitate imobiliară, registrată la Institutul Rață, numărul 2361, în copiașul de alții, privind aprobarea vânzării acestei metode negociere, precum și a prețului minim de negociere în vederea vânzării. Nu fac niciun observație. Am înțeles că la comisia juridică sunt, și am să susțin observațiile. Solicitarea nu
se încadrează în nicio prevedere legală. Ca atare, Comisia Juridică a amânat, a respins, a respins pentru a se completa. Și asta și vă justific, ca să vedeți de ce. Adică, în ideea de a veni în întâmpinarea realizării solicitării omului, a solicitantului. Dar nu putem încălcăm legea. Și anume, aici domnul primar a luat act de faptul că vin încă o dată, oameni compacte, de specialitate, nu cunosc, nu știu. Și pun oamenii pe drumul și să fac, ca mai trebuie să fac, ca da, trebuie să fac, pentru că sunt foarte clare reglementările în materie. Dar de ce nu știu? Nu știu. Dar oameni o să ajungă să fie șeful urbanismului, să facă dumneavoastră. Deci, nu poate fi vândut de suprafață în șimere, că nu se încadrează în, așa cum îi prevede, cum e în documente, în niciuna din prevederile hotărârii consortului numărul 70. Și atunci... Regulament, da. Și atunci se încadrează, dacă te atenți, în articolul 9 aliatul H al regulamentului, unde spune așa, terenurile se pot vinde direct. Terenul aflate sub construcții dobândite prin acte de înstrăinare de la Asociații Comerciale Capitalul de Stat și de la Cooperative Meșugărești. Așa este terenul, deci nu se poate vinde decât cel 200 de pătrate. Nu 550 de pătrate. Terenul de sub construcții. Urmând ca diferența să fie închiriat și să fie vândut pe urmă conform articolului tot. Pentru că suntem în lege. Am zis că să mergem pe această documentație care este evaluare. Nu poate, pentru că concurc la notariat, la notariat când faci documente, să ai pe mijlocul fix documentul. De aceea, noi am respins acest lucru, dacă nu asta, pe aceste motive tehnice, dar noi să veți alte observații, comentarii sau nu știu, altă problemă. Așa este în regulă. Deci, noi spunem omului și nici noi nu intrăm în. Nu, deține cu nicio calitate. Cu nicio calitate, nu știu. Asta. Dar, domnul a fost aici, am discutat, s-a și stabilit o tehnică legală și părinte și o mulțumit și noi suntem siguri. Altul complementare aveți? Deci, supun spre aprobare, respingerea proiectului, cu refacerea documentației cadastrale. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere. Ce? Domnul Duda. Procedirea e 27. 27. 17. 55. Da, nu am confundat o aferență. Că nu l-ați am construit pe 27. Nu, am luat. Nu e încă. Nu la mea. Avem regulamentul pe care îl proiectul numărul 4, privind însușirea documentației de cadastru, numărul 6461, întrebare ca funcția și puterea publicitatea imobiliară, înregistrată la instituția noastră, precum și a documentației evaluare și concesionare directă a terenului suprafață de 30 de metri pătrați, în situația în Travelanul orașul Buș, strada Republicii numărul 1. Remediat imediat la vecinătatea clădirii, proprietatea anumitului Lisei Ioan, Daniel, Sosă, Dediu, în vedere extind spațiu comercial. Dacă aveți ceva complete, observații, nefiind, la vot, ce este... Prețul de censură, prețul de censură. Prețul stabilit în Comisia Economică, cu asta merge și mai. Ce preț a stat de mult? Față de 414 s-au stabilit. Ce metru pătrat? Nu metru, nu. A, concesiunea. Ceva concesiunea ta. Da. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Votul unanimitate. Proiectul hotărâre numărul 5, privind însușirea documentației de cadastru, 6450. Supunerea licitației, închirierea prin metoda licitației publice a stadionului 1 mai, în suprafață de 8706 metri pătrați. Observații? Da, poate.
nu știu acum cine e reprezentantul acestui club sportiv Viva. Nici nu interesant. Actul cu cine se va încheia între ei? Licitația, când se va organiza. Eu aș veni cu propunerea, să aprobăm o sumă modică acolo pentru acești oameni, cu contribuția părinților, întrețin stadionul. Să vedeți ce frumos a făcut acum și grupul vestiar de acolo. Trebuie normal executivul să-și îngrădească spațiul ăla, că îl întrețin copiii și cu părinții copiilor care joacă fotbal pe aceste. Eu zic să venim cu modificarea, am văzut acolo 122 de lei. Da, țara luna. Cum se economia 122 asta? 122. Eu aș veni modică, 50 de lei pe lună. Păi sub 120 cât este la prețul de valoare, nu se poate. E păcat. Dacă ar fi terenul meu la dumneavoastră sau oricând dintre noi, da, am putea să întrelegeam. Dar dat timp cât el e zăcuțul în licitație pentru închiriere și a nostru, a statului, în domeniul public, domeniul privat, public așa, nu putem decât să respectăm legea privind evaluarea. Acolo de mă gândesc la copiii ăștia, care vorba e nu copiii închiriază. Închiriază cei care vor să închirieze. Alte observații? Da, deci la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține. Unanimitate. Proiectul 3, numărul 6, primind constatarea că aparține domeniul privat al localității, bunul imobil care intră de la cuprinsul limite în drepturi de proprietate este în plus la măsurătorile cadastrale, față de acte de proprietate, suprafață de 386,69 m² suprafață în Buș, strada Bodești, numărul 207. Precum și aprobarea documentației cadastrale. Observații? Se încadrează... Mai într-o bană, nu? Da. Votăm. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Oralitate. Proiectul numărul 7, privind aprobarea repartiției imobilii ce aparțin fotografiilor orașul Buș, este la Bistrița, numărul 20, către domnul Gruia Valeriu Andrei. Da, comisia discreționară a fi organizat. Ci sunt observații? Nu. Votăm. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Oralitate. Proiectul numărul 8, privind modificarea și completarea inventarului grupului aparțin domeniului public al orașului Buș, de sub Bacău. La fel, aici, dacă sunt observații, completări. Votăm. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Mai este punctul 9, de aici, raportul de doamna Bărbu. Raportul creat pe anul 2007 și al domnului Consiliu Brânceanu de Reiță. Da, îmi pare rău că pe domnul Brânceanu, dar poate colegii lui îi transmit surprinderea mea, nedumerirea mea, invidia mea pentru rezultatele deosebite ale colegului Consiliu Brânceanu, care au condus la creșterea nivelului de trai al populației bucuși. Nu știu cu cine, dar asemenea performanță nici primarul se laudă că și-au conduce. Pe niște, în ghilimele. Diverse. Cu avem diverse. Nu cred că nu. După cum o ia ședința, trebuie nicio diversă. Doar diversuri.